Salut și bine v-am găsit pe canalul Blog. În episodul acesta voi testa și prezenta un kit de încărcare a acumulatorilor Lithium-Ion, având la bază integratul specializat foarte cunoscut TP4056. Să aruncăm o privire asupra acestui kit cu TP4056. Eu am cumpărat varianta cu USB-C, pentru că e mult mai versatil așa. După cum se vede, se poate alimenta și prin aceste două zone plus și minus. Putem aplica la intrare o tensiune între 4V și 8V curent continuu. Recomandat este 5V. Mare atenție, nu recomand a se alimenta simultan prin ambele intrări. Ori prin USB-C, ori prin intrarea de aici. Primul test pe care îl vom face în cazul acestui kit este acela privind supra la încărcare. Deocamdată nu vom atașa nicio baterie, se introduce în cablu USB-C și pentru că nu este introdusă nici o baterie, unul dintre LED-uri s-a aprins, în cazul nostru cel albastru, iar cel roșu clipește. La mine clipește continuu, nu știu de ce în cameră se vede ca și un clipește de două ori și da. Observăm că fără nicio baterie atașată avem pe B și B minus, unde atașăm acumulatorul 4,13 v să introducem acumulatorul. Am pregătit deja unul încărcat aproape complet. Da, văd că în mod normal trebuia să aprindă doar LED-ul roșu. Să scoatem USB-C-ul, să-l introducem. Da, și acum încarcă. O să revin puțin mai târziu pentru a vedea la ce tensiune se oprește încărcarea. Și, după cum ați observat, încărcarea acumulatorului acesta s-a terminat la tensiunea de 4,18V. După cum se vede, încărcarea completă ne indică prin aprinderea acelui LED albastru. Am reașezat aparatul de măsură, l-am pus în partea stângă de data aceasta, deoarece voi dori să măsurăm, să testăm protecția la subtensiune la descărcare. În plus am adăugat acest consumator la ieșirea kitului nostru. Să pornim acest electronic loader. O să punem maxim un amper, nu mai mult. Atât, suficient. Bineînțeles că am adăugat un acumulator aproape descărcat, deoarece aș fi așteptat prea mult până să se descarce cel încărcat anterior. Așa că să vedem la ce tensiune intra acea protecție. Am uitat să vă spun că acest multimetru setat pe voltmetru este atașat la bornele bateriei noastre, așa că vă recomand să fiți atenți la afișajul acestuia, deoarece el contează. Bineînțeles că deconectarea o să o în momentul când vom avea curent 0 la ieșirea, indicându-ne că bateria este deconectată de la consumator ar trebui să deconecteze în orice moment. Nu știu, mi se pare că 2.4 sau 2.5. Da, e cam jos, deconectează cam jos, dar asta e. Da, a deconectat la aproximativ 2.5V, după cum ați observat. Da, o chestie aici, am observat că momentul când ajunge la 2.8V, deoarece bateria se regenerează, activează iar ieșirea. Vedeți, a deconectat și când ajunge la 28 mă rog, ceva, gen 2.8, conectează înapoi pe ieșire. Dar ca idee, bateria este deconectată oarecum la tensiunea de 2.5V. Al treilea test pe care îl voi face este cel privind protecția la supracurent pe ieșire. În mod normal, dacă am citit bine, pontuap la între 3-4 amperi ar trebui să deconecteze bateria. Să începem. 1,5 amperi, 1,8, 2,5, 3 amperi. Undeva până zona asta trebuie să deconecteze cât de curând. A deconectat. La 3,2 amperi ceva gen, nu prea am fost atent. Da, mare atenție, momentul când depășești acel curent, cred că trebuie deconectată sarcina. Da, cred că așa este. Să să deconectez sarcina. Gata. Și și-a revenit. Uitați -vă să vă spun că voltmetrul electronic la dorul, de pe acest afișaj indică cam cu 50 de milivolți mai mult. Dar hai să vă demonstrez, deși nu știu dacă are relevanță. Plusul iese comun, așa că am deconectat doar minusul și să vedeți tensiunea de pe ieșire. 4,14, da? Da, din păcate nu pot să calibrez asta aici. Era foarte fain să fi putut calibra acest voltmetru și ampermetru. Următorul test e acela de a simula un scurt circuit pe ieșire. În mod normal trebuie să aibă protecție, dar vom vedea. Da. A deconectat. Bineînțeles că trebuie înlăturat așa zisul scurt. Chiar dacă și-a revenit, trebuie deconectat și apoi conectat înapoi și și-a revenit. Bipul acela este de la multimetrul meu de aici. Să facem testul și pe sarcină, la, să spunem, un amper. Adevăr că nici nu m-am uitat în data și să văd dacă scurtul e valabil și în sarcină. Deconectăm ieșirea și o conectăm înapoi. Da, este în regulă. Are și protecție la scurt circuit pe ieșire. Iar acum urmează să vedem cum calculăm curentul de încărcare al bateriei. În datașit avem următoarea formulă. Am scris o eu pe această foaie. Curentul prin baterie este egal cu Vprog. Practic este căderea de tensiune pe rezistor. Este unul mic aici, R3, din pinul 2 către masă, împărțit la valoarea rezistorului. Iar apoi înmulțim cu 1200. Această cifră nu știu de unde vine, m-am tot uitat, am răsfuit dadașitul de mai multe ori, nu mi-am dat seama. Poate îmi spuneți voi în comentarii. Bineînțeles că din această formulă, dacă ne ne-cunoscută este rezistorul, o putem afla împărțind tensiunea de cădere pe rezistor la curentul de încărcare al bateriei pe care îl dorim, înmulțit cu 1200. Și așa putem afla valoarea rezistorului. Pentru început, azi să vedem valoarea acelui rezistor, L3. Se poate și în circuit, cu aproximație, este de 1,2 kΩ. Iar acum să măsurăm căderea de tensiune pe acel rezistor, să vă demonstrez că este de aproximativ 1 volt. Da? Un moment. Da? După cum se vede, aproape 1 volt deoarece noi știm deja ce valoare are rezistorul respectiv în ohmi, în kiloohm și căderea de tensiune pe el, vom folosi această formulă pentru a calcula curentul, apoi vom măsura, ca să fie mai interesant clipul. Aici este calculul. Curentul prin baterie este egal cu acea cădere de tensiune pe rezistor de 1 volt împărțit la 1200, am transformat în ohmi, 1,2 kΩ transformată în ohmi, în mulți la 1000, asta înseamnă 1200 de ohmi împărțit la 1200. Iar mai departe ne dă 1 amper. Înainte de a măsura curentul, să vă arăt tensiunea acumulatorului de aproximativ 3,39 de volți. Deoarece știm că o baterie aproape încărcată are un curent de încărcare mai mic. Să conectăm ampermetrul. Și avem aproximativ 0,86 de amperi, cam aproximativ 860 de miliamperi E puțin cam straniu, deoarece, după calcul, ar fi trebuit să ne dea 1 amper. Între timp, am dezlipit acel rezistor SMD minuscul de 1,2 km. Am lipit unul de aproximativ 1 km, mai dificil, adevărat. Haideți să și vi-l măsor aproximativ un kg. Să îl lipim la masă. Ok, este bine. Iar acum urmează să măsurăm curentul prin baterie. Am adăugat ampermetrul. 1 amper. Da, destul de straniu. Deoarece la calcul mi-a mi dat 1,2 amperi. Practic văd că întotdeauna este cu aproximativ 100 și ceva până în 200 de miliamperi în minus. N-am idee de ce, dar cam asta e. Modificarea acelui rezistor, ca să fiu sincer, este un pic mai dificilă. Înainte din ce am observat, componentele pe acel cablaj erau mai mari, mai ușor de umblat, de schimbat. Dar în prezent, cu SMD-urile astea așa de mici, e din ce în ce mai dificil. Și cam acestea au fost testele, cel privind supratensiunea la încărcare, privind subtensiunea la descărcare, testul de supracurent pe ieșire, cur circuit pe ieșire. A fost aproape totul în regulă, doar că în privința calculului realitatea a fost diferită. Însemnând că, după cum ați observat, cam cu 100 și ceva de miliamperi mai jos. Cam asta este. Ce uitați să vă spun în timpul clipului este că poți, mare atenție, că poți încărca un singur acumulator. Deci nu poți spune două în serie, trei în serie și așa mai departe. Doar un singur acumulator. Marele avantaj al acestui kit, din ce v-am spus pe parcurs, este că are BMS-ul acesta. Are protecție la ieșire. Ceea ce e un lucru chiar foarte bun. Și trebuie să țineți cont că la peste 3 A intră în protecție la supracurent. Dacă aveți un consumator mai mare, nu puteți folosi acest kit de încărcare cu TP4056. Ce aș mai schimba eu este acel LED albastru. L-aș înlocui cu unul verde. Albastru e straniu. La încărcare completă parcă vrei verde. Nu știu. Aici depinde de gusturi, dar eu așa aș vrea. Și cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați-vă rog de butonul like. Să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!